pare că nu există numire la Institutele Culturale Române fără cântec după scandalul actriței care a ajuns la ICR Londra, urmat de cel al creatoarei de modă numită la Institutul din Istanbul, acum a venit rândul Chișinăului, acolo unde ajunge Monica Babuc, politiciană din Republica Moldova, dar loială lui Vlad Plahotniuc, oligarhul fugar care a controlat practic Republica Moldova timp de aproape un deceniu. Iar după fuga lui Plahotniuc a trecut în tabăra lui Iurie Roșca, cel care a devenit un pion principal al propagandei ruse. Roșca a fost șeful Sputnik Moldova, iar în 2021 a primit o interdicție pe 5 ani de intrare în România. Și discutăm despre această numire cu mari semne de întrebare cu Iulian Bulai, deputatul USR și președintele Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezență! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Iată așadar, o altă numire controversată la ICR a transformat, iată, politicul instituția în azil pentru clientelă. Este mult mai rău decât atât, stimată doamnă. Este vorba despre cea mai mare gafă în chestiunea relației României cu Republica Moldova din ultimii 20 de ani. Să plătești, și aici vă dau informație pe care nu am emis-o până acum, cu 10.000 de dolari lunar, un urmaș al unui oligarh moldovean. Să plătești cu acești bani, din banii românilor, pentru ca tu să faci o falsă diplomație culturală la Chișinău și să subminezi reformele actualului guvern și apropierea față de UE, se cheamă iresponsabilitate, se cheamă o sabotare a angajamentelor noastre a României față de Republică și o tăiere, o diminuare a tuturor eforturilor făcute de către frații moldoveni pentru apropiere față de valorile Vestului și față de Vest. Deci PSD-PNL dinamitează relațiile diplomatice la nivel de reprezentare culturală între România și Republica Moldova, împotriva atât a intereselor noastre, cât și a intereselor lor. Iar domnii Marcel Ciolacu și domnul ministru au fost în Republica Moldova acum două zile cu un fals mesaj de solidaritate, urmând ca a doua zi, adică ieri, se vine cu această surpriză total neplăcută și vă spun din sursele mele, foarte criticată la Chișinău și foarte controversată, pentru că Plahotniuc a controlat Republica Moldova în sensul unui accept al Rusiei și în sensul unei opuneri masive față de orice mesaj unionist, față de orice tendință de apropiere față de Uniunea Europeană, și de recunoașterea limbii române ca limbă oficială în Republica Moldova. Iată, cu toate acestea, PSD-PNL, Nicu și Marcel numesc cea mai controversată posibilă persoană din partea României la ICR Londra. Este de neacceptat, este inadmisibil în numele USR și a tuturor românilor de bună credință, atât din Republică cât și din România, le cer să retragă imediat această propunere catastrofală și nici să nu se ajungă în audierea de la comisiile reunite de la Senat de săptămâna viitoare, pentru că, unu, nu doar că ne facem de rușine, doi, stricăm relația cu Republica Moldova, trei, le ducem un inamic într-o poziție de top într-o instituție importantă din Chișinău care reprezintă interesele românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Credeți că va fi retrasă această propunere? Dacă toți actorii conștienți și liberi din această țară își vor face treaba bine, inclusiv, bineînțeles, toți politicienii de bună credință care ar mai fi rămas în toate partidele, noi am fost de la USR primii care am atras atenția asupra acestui scandal și asupra acestei catastrofe, dacă presa mai departe, ca și dumneavoastră, va face din această numire un subiect de presă discutată la nivel înalt în următoarele 4 zile, da, este imperativ să nu se ajungă la o validare a acestei propuneri în comisiile reunite de cultură și politică externă de la Senat. Dar cred că se poate remedia această gafă dacă toți actorii relevanți din țară înțeleg că acum este momentul să acționăm pentru a opri această catastrofă.
Doamna Babuc nu ne poate reprezenta cu 10.000 de dolari, reprezentând interesele oligarhilor și ale rușilor pe banii românilor la Chișinău. Pe ce criterii se fac aceste numiri? De ce admit, iată, comisiile parlamentare, persoane, nu știu, fără calificare în activitatea culturală? Încă nu s-a ajuns acolo, dar numirea este făcută de către PSD-PNL, iar PSD are interes să investească în orice formă de a crea o poziție falsă, adică de a reinventa foștii prieteni al lui Putin și ai oligarhilor în social-democrați. De asta anul trecut au și participat la Congresul de Schimbare a numelui partidului lui Platoniuc într-un partid soră PSD, dar foștii comuniști sunt acolo, iar ei prin această numire încearcă să-și fidelizeze oamenii de top din politica moldovenească. Nu este vorba despre interesele României. Asta este cea mai mare problemă. Este un joc de fidelizare a intereselor foștilor comuniști, anti-unioniști, anti-români, anti-uniune, pe care PSD din România îi folosește acum în interes propriu pentru a-și crea un partid în Republica Moldova. Este foarte, foarte grav. PNL trebuie să înțeleagă să nu fie parte a acestei catastrofe, iar PSD trebuie să gândească rece acum și să reprezinte interesele românilor acolo și ale României, sub nicio formă nu ale oligarhului și ale lui Putin. Ceea ce se întâmplă prin această numire a unei doamne ministru care a fost parte a acestor interese comuniste, da, anti-unioniste, anti-românești, anti-UE, atât cât a fost ministru al culturii. Nu se poate așa ceva. Mulțumim tare mult pentru intervenția în jurnal, domnule Bulai, doamnelor și domnilor. Mergem acum mai departe cu știrile.